Proiectul privind ajutorarea mamelor cu posibilități reduse se află în dezbatere publică, iar autoritățile mizează pentru finanțarea acestui program pe bani europeni. Mamele cu venituri materiale reduse vor putea beneficia de etichete sociale în valoare de 2000 de lei în primele 3 luni de la nașterea bebelușului. Procedura de acordare a trusurilor pentru nou-născuți, de care vor beneficia mamele cu posibilități materiale reduse, a fost pusă în consultare publică de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Potrivit propunerii, sprijinul financiar constă în tichete sociale în valoare de 2000 de lei. Nou-născut, acordat electronic, va fi susținut din fonduri europene prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. POAD și va putea acoperi achiziția de alimente, scutece, îmbrăcăminte sau articole sanitare și medicale pentru mamă și copil. Banii sunt puțini, da. E foarte bună. Deci considerați că ar fi un ajutor pentru tinerele mamei? Da, pentru tineret. Cred că da, foarte mult. E binevenit acest suport financiar. Sigur, de ce nu? Eu momentan am doar o fetiță și, nu știu, ne gândim și la al doilea și probabil că m-ar ajuta foarte mult. Tichetele se vor acorda în primele 3 luni de la naștere, după cum urmează, mamelor cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat acordat. Mamelor din familiile beneficiare de alocații pentru susținerea familiei, acordată în baza legii numărul 277 din 2010 privind alocația pentru susținerea familiilor mamelor minore. Mamelor aflate temporar în situații critice de viață, victime ale calamităților, violenței domestice, persoane dependente, etc. Nu știu dacă le ajungea să pună ei în locul lor. Deci ei, dacă avea copiilor, mai bine zis, dacă le-ar da lor, deci cineva banii ăștia, pune invex. Deci tăți în locul guvernul, deci în locul mamelor și mamelor în locul lor. În urma adoptării hotărârii de guvern, MIPE va fi în măsură să înceapă derularea proiectului, iar trusurile pentru nou-născuți vor ajunge la beneficiarii care au cea mai mare nevoie de acest sprijin. Ajutoarele vor fi distribuite utilizând mijloace electronice moderne și, cel mai important, vom utiliza un flux de lucru deja funcțional cu rezultate foarte bune.